Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, preacurvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zecială din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer și se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă, socotit neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înalțat. Amin. Vă invit să vă reașezați. Cred că una dintre cele mai frecvente întrebări ale oamenilor este cea legată de religie. Care este adevărata religie? Și probabil și atunci oamenii își puneau astfel de întrebări și vedem atâtea și atâtea religii și chiar și în religia iudaică erau mai multe partide, mai multe ramuri și farisei erau partida cea mai îngustă, secta cea mai îngustă. Ei erau oamenii care se considerau cei mai neprihăniți, cei mai drepți dintre toți. În pasajul acesta și în urma ceea ce am ascultat, cred că putem trage câteva concluzii evidente la care ar fi bine să ne gândim, să medităm și noi. Care este adevărata religie? Și adevărata religie este determinată de modul în care te raportezi la trei lucruri. Adevărata religie este determinată în primul rând de modul în care te raportezi la Dumnezeu. Cum te raportezi la Dumnezeu? Cum îl vezi pe Dumnezeu? Acest fariseu îl considera pe Dumnezeu un fel de egal de-al lui. Uite, noi suntem aici, clubul nostru. Oamenii de multe ori au impresia că Dumnezeu este ca ei. Ca ei, gândesc ca ei, au gândirea lor, au optica lor, totul. Dumnezeu este ca ei. Și probabil așa și-a imaginat și acest fariseu că Dumnezeu este ca ei. Tot ce lor le place, îi place și lui Dumnezeu. Dacă mie îmi place muzica asta, asta place și Domnului. Dacă mie îmi place culoarea, sigur că aceeași culoare place și lui Dumnezeu, pentru că ei se consideră cei care sunt egali cu Dumnezeu, sunt identici cu Dumnezeu, ei se potrivesc cu Dumnezeu în toate lucrurile. În al doilea rând, adevărata religie este determinată de modul în care te raportezi la semeni, la aproapele tău. Cum îi privești, cum îi consideri pe cei din jurul tău? Aici este marea, marea problemă a fariseilor și a oamenilor care se cred neprihăniți, doar pentru că au un anumit standard de moralitate. Dacă ar fi că odată Domnul Iisus a stat de vorbă cu un astfel de învățător al legii, cu un fariseu și era întrebarea: care e cea mai mare poruncă? Pentru că legea lui Dumnezeu are multe porunci și ei au spus acum care e cea mai importantă, care e miezul, care e esența legii. Și s-a dat atunci răspunsul: cea mai mare poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. E bine, despre asta e vorba când putem determina adevărata religie. Cum îl privești pe Dumnezeu, dacă îl iubești cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, dacă îl înțelegi, dacă îl iubești, dacă îl accepți, dacă îl cunoști? Apoi, cum te raportezi la semenii tăi? Pentru că o religie care te separă, o religie care îți dă dreptul să calci în picioare pe alții, nu poate fi o adevărată religie. O religie cu băta nu este religie. O religie cu sabia nu poate fi religie, o religie cu bombe nu poate fi religie. Ce trist este să vezi în lumea aceasta că cele mai multe dintre războaie sunt războaie ale religiei sau bazate poate pe fundamente ale credinței oamenilor despre Dumnezeu sau apărăm ceva.
Ce aperi în momentul în care omori și calci în picioare pe alții? Ce aperi? Și asta făceau fariseii atunci. Și asta pot face fariseii moderni și la ora actuală. În al treilea rând, adevărata religie este determinată de modul în care te raportezi la tine însuți. Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cum te vezi pe tine? Cum îi vezi pe alții? Cum îl vezi pe Dumnezeu? Cum îi vezi pe cei din jurul tău? Și cum te vezi pe tine? Și optica fariseului este atât de neclară, atât de distorsionat, adevărul este atât de distorsionat. Toți ceilalți erau dușmani, toți cei erau inamici de combătut, de eliminat, de distrus, de nimicit. Ei nu se sfiau să dea la moarte, nu se sfiau să pună mâna pe pietre și să arunce cu piatra, nu se sfiau, pentru ei viața omului nu conta prea mult. Erau gata oricând să-și dea votul. Erau gata oricând și au fost gata, inclusiv pe Domnul Iisus, ei au fost cei care au pus la cale să fie omorât și pentru ei era fundamental asta. Ei au fost cei care cel mai mult i-au prigonit pe primii creștini și Saul din Tars era unul dintre înaintașii acestor farisei care și-a pus ca ideal al vieții lui să distrugă creștinismul pentru că nu se alinia cu principiile lor. Aveau despre sine o părere înaltă. Se credeau superiori celorlalți. E bine, în momentul în care îi disprețuiești pe alții, îi jignești pe alții, îi calci în picioare pe alții și în momentul în care te ridici tu pe tine, pe piedestal, indiferent că acel piedestal este religie, este moralitate, indiferent dacă tu te vezi cel mai bun, dacă tu te vezi cel mai sfânt, dacă tu te vezi cel mai neprihănit dintre oameni, vreau să spun acest trist adevăr, nu ești. Dacă tu te vezi, dacă tu te declari neprihănit, din start îți spun că nu ești. Și Domnul Iisus, prin pilda asta, exact acest lucru vrea să-l spună. Oricine se înalță, va fi smerit. Și cine se smerește, va fi înălțat. Dacă vei pleca acasă cu gândul acesta, eu sunt cel mai mare păcătos, eu sunt cel mai păcătos, ai toate șansele să fii iertat și să fii ridicat. Dar dacă pleci de aici, uitându-te peste umăr asupra celorlalți, privindu-i cu dispreț pe ceilalți, spunând, eu sunt cel mai, eu am rămas singur, eu pe metereze, să apăr credința, credința strămoșească, eu apăr valorile, eu apăr nu știu ce, ai toate șansele să fii smerit, să fii decăzut. Pentru că înaintea lui Dumnezeu, adevărată religie este determinată de modul în care te raportezi la Dumnezeu, la semeni și la tine însuți. Cum te vezi pe tine? Cum îi vezi pe ceilalți? Cum îl privești pe Dumnezeu? Sunt câteva întrebări pe care ar trebui să ni le punem astăzi și aș vrea să vi le punem, să ne gândim la ele. Ce îți poate anula religia? Omul acesta avea o religie. Religia lui nu era rea. Dar toată religia lui a fost anulată. Vi s-a întâmplat să lucrați la ceva, să clădiți ceva, să munciți la ceva și la urmă să anulați totul? Printr-o eroare să ștergeți totul? E bine, asta a făcut acest fariseu și asta făceau farisei și asta putem face și noi dacă nu suntem atenți. Să postești de două ori pe săptămână, să dai zecială, să fii moral, să fii integru, să încerci să ții reguli atât de precise, meticuloase în fiecare zi, să fii atât de strict. Oameni foarte stricți. Dar la urmă, o singură eroare anulează totul. Distruge totul. Care este eroarea? Să te încrezi în neprihănirea ta și să-i disprețuiești pe ceilalți. Și diavolul este mulțumit de asta. Eu cred că diavolul nici măcar nu îi ispitește pe astfel de oameni cu alte păcate. Pentru că deja îi stăpânește suficient. Nici nu mai are nevoie să le pună alte oferte pe masă. Nici nu trebuie să le dea ocazia să fure. Pentru că e mai bine așa să fie cinstiți, dar mândri.
Pentru diavol nu e nicio problemă să fie integri moral, dar mândri. El nu are, diavolul nu are nevoie să-i pună să facă toate păcatele. E suficient să ții cu dinții de toată neprihănirea ta, dar la urmă o simplă doză de mândrie. Să te crezi cel mai bun, cel mai neprihănit, cel mai sfânt dintre toți, ai anulat toată neprihănirea ta. Asta s-a întâmplat cu acest om. E șocantă această afirmație a Domnului Iisus, dar Domnul Iisus a spus asta, nu eu. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă, s-a cotit neprihănit decât celălalt. Toată neprihănirea lui a fost anulată de mândrie, de încredere în sine, de eu sunt cel mai bun, eu sunt cel mai sfânt. Și e suficient atitudinea asta. Și diavolul nici măcar nu se lupte pe alte căi, cu alte păcate. Îi va ajuta să țină neprihănirea lor, că e suficient, dacă a pus doza de mândrie, e suficient. Și întâlnim, din păcate, și la ora actuală, destui oameni de felul acesta. Mândria, disprețul, superficialitatea. Superficialitatea este o mare problemă. Gândiți-vă la oamenii aceștia doi. E adevărat, acela era vameș și era considerat un trădător de neam, de patrie, de țară și așa mai departe. Prieten cu romanii, pentru că ei doar, munca lor era să strângă taxele și pentru asta birul cezarului era considerat pentru ei o mare problemă și atunci erau considerați trădători. Dar asta este superficialitatea omului. De unde știi tu? Ai venit aici, în adunare. Îți formezi o părere despre alții. Că unul e hrăpăreț, nedrept, prea curvar sau vameșul acesta, trădător și așa mai departe. Clasifici oamenii. Și îți faci păreri despre alții. De unde știi tu dacă Dumnezeu nu l-a iertat pe omul acela? Dacă Dumnezeu nu l-a primit pe omul acela, de unde știi tu? De unde avea să știe fariseul că Dumnezeu l-a iertat? De unde avea să știe fariseul că vameșul s-a pocăit? De unde avea să știe fariseul? N-avea de unde să știe, pentru că el este superficial. Pentru că el nu poate intra înăuntru, în profunzime. Și tu poți să-i tratezi pe oameni cu dispreț? Și Simon, fariseul, când a intrat femeia cea păcătoasă la masa lui, tot în sine zicea și el, dacă acesta ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este aceasta. Și el nu știa că păcatele acelei femei erau deja iertate, că Dumnezeu deja a primit, a acceptat, a mântuit-o, a salvat-o. Și tu rămâi doar cu critica, tu rămâi doar cu judecata, tu rămâi doar cu disprețul, tu rămâi doar cu mândria, cu aroganța, că ești cel mai bun, că ești cel mai neprihănit. Și asta este o travă a superficialității. Cât contează ce spun alții despre tine? Cât contează? Pentru vamesul acesta, cât conta? Fariseii au făcut din asta, ei orice făceau, făceau de ochii lumii. Le plăcea să fie văzuți de oameni, să fie felicitați, să fie complimentați mereu, să le se facă complimente, ferice de voi, vă simte cei mai buni, datorită vouă, Israel, mai sunt oameni, în sfârșit, mai sunt oameni neprihăniți și de asta mai stă lumea asta în picioare, că suntem noi. Știți că am auzit oameni de astea. Oh, mai suntem noi și de asta, uite, că am venit noi, penticostale, români, aici și mai ține Dumnezeu Europa, că suntem noi. Mai ține Dumnezeu România, că suntem noi. Voi credeți că de asta ține Dumnezeu România? Voi credeți că de asta ține Dumnezeu Europa sau lumea, că suntem noi? Asta credeau ei despre ei. Și le plăcea când oamenii veneau și spuneau, în sfârșit, mai sunt și oameni morali, mai sunt și oameni sfinți încă. Le plăcea asta. Le plăcea să audă. Trăiau cu asta. Dar cât contează ceea ce spun alții despre tine? Vameșul acela a stat înaintea lui Dumnezeu. Se știa că e judecat, pentru că fariseii nu se sfiau să vorbească, să gândească cu voce tare, să spună oricând. Deci ei oricum aveau
Întotdeauna a fost disputa asta, vame, și una din marile păcate, ca să le numim așa, ale Domnului Iisus în ochii lor, marile păcate ale Lui, a fost că stă la masă cu vameșii și păcătoșii, că stă de vorbă cu ei, că îi acceptă, că intră la ei la masă, că îi primește. Asta a fost unul din marile păcate pentru ei, pe care le-a comis Domnul Iisus. Însă nu știau acei oameni că păcătoșii respectivi erau iertați, erau mântuiți. Și în această zi, dacă ești aici, vreau să spun un lucru, nu contează atât de mult ce cred oamenii despre tine, contează cel mai mult, ceea ce contează este ce spune Dumnezeu, ce crede Dumnezeu despre tine. Vameșul acela s-a întors acasă, socotit neprihănit. De cine socotit neprihănit? De Dumnezeu. Asta contează. Socotit neprihănit de oameni, cântărit, evaluat de oameni, felicitat de oameni, asta contează, este aproape egal cu zero. Nu contează. Nu contează atât de mult ce cred oamenii despre tine, cât contează ceea ce crede Dumnezeu despre tine. Cum te consideră Dumnezeu, cum te vede Dumnezeu. Ești aici în casa lui Dumnezeu, nu uita, tu în primul rând ești înaintea lui Dumnezeu și totul este în primul rând în raport cu Dumnezeu. Cât contează ceea ce crezi tu despre tine? Omul acela, vamesul acela, se vedea nevrednic, nu îndrăznea nici ochii să ridice. Cu singurele cuvinte despre el erau doar păcătosul, vai de mine, ai milă de mine. Fariseul, în schimb, spunea, îți mulțumesc, Doamne, că eu nu sunt ca ceilalți. Cât contează ceea ce crezi tu despre tine? Cine se înalță, va fi smerit. Cine se smerește, va fi înalțat. Atât de mult contează ceea ce crezi și de aceea în această seară e bine să te oprești. Și Apostolul Pavel spunea în Romani, nimeni să n-aibă despre sine o părere mai înaltă despre sine decât se cuvine. Ci mai degrabă fiecare să privească pe aproapele său mai presus. E, de asta e tare greu. Să te uiți în jurul tău și să-i vezi pe toți, să-i privești pe toți și să spui, ei sunt mai presus ca mine, sunt mai buni ca mine. Dar asta e de fapt smerenie adevărată. Când îi vezi pe toți, te uiți în jurul tău, așa cum Pavel, deși era învățat, deși era unul care, vedem, epistolele lui stau la bazele credinței creștine, a spus, eu sunt cel din urmă dintre apostoli, eu nici măcar nu merit să fiu numit apostol. Ca unei stârpituri mi s-a descoperit și mie, nu sunt vrednic să port numele de apostol. Asta înseamnă când îi vezi pe alții mai presus de tine însuți. Cât contează să mergi la biserică? Doi oameni s-au suit la templu. Dacă mergi la biserică și disprețuiești pe ceilalți, dacă mergi la biserică și dai din coate, dacă mergi și bârfești pe după colțuri, nu contează și n-are nicio valoare mersul tău la biserică, degeaba ai venit. Ai venit să te faci mai rău. Apostolul Pavel spunea în Corinteni, nu vă laud pentru că veniți, nu să vă faceți mai buni, ci mai răi. Știi că poți să vii la biserică și să te faci mai rău? Știți că Domnul Iisus a spus la un moment dat, vai de voi, farisei, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință de al vostru și după ce acesta a devenit tovarăș de credință de al vostru, faceți din el un fiu al ghienei de două ori mai rău decât voi. Adică, cu neprihănire, cu moralitate, cu integritate și totuși un fiu al ghienei, adică un fiu al iadului. Și e trist. Și asta doar datorită mândriei, aroganței, că noi suntem cineva, noi mergem, noi suntem o categorie aparte, noi suntem oameni deosebiți. Cât contează să te rogi? Amândoi se rugau. E adevărat, m-am uitat, nu știu dacă ați fost atenți, fariseul stătea în picioare și a început să se roage. Stați că ăsta e numai începutul. Atât de mult se ruga, încât poate ar fi trebuit vreo 2-3 pagini, 4-10, ca să cuprinzi toată rugăciunea lui. Ăsta e doar începutul. Dumnezeule, îți mulțumesc, eu nu sunt ca ceilalți oameni. Și a început să
Și probabil a început să se gândească în sine despre toți vecinii, nu sunt ca Ion care, nu sunt ca Vasile care, nu sunt ca Gheorghe, și începea să se uite în tot satul, Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți. Și l-a mai zărit acolo și pe Vames, nici măcar ca păcătosul acesta, ca Vamesul acesta. Asta era doar începutul. Și a început să-și etaleze faptele și a început să se compare cu cei care erau mai răi decât el, sau pe care el îi vedea mai răi decât el. Cât contează să postești? De două ori pe săptămână, în fiecare săptămână, gândiți-vă câte zile de post. Și gândiți-vă că toate sunt anulate. Domnul Iisus a spus clar, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ei posteau de două ori pe săptămână, dar doar ca să fie felicitați de oameni, să fie văzuți, să fie apreciați. Era totul pentru a hrăni un ego, atât. Era o religie doar să arate cine sunt ei și câtă valoare au. Cât contează să dăruiești? Eu dau zecioală din toate veniturile mele. Cât contează? Știi că poți să-ți anulezi toată dărnicia ta, poți să-ți anulezi toată slujirea ta, poți să-ți anulezi toate sacrificiile tale, știi că le poți anula? De aceea Apostol Pavel e clar și spune, vedeți, păziți-vă bine să nu vă pierdeți rodul muncii voastre. Adică după ce te-ai sacrificat, după ce ai trudit, după ce atâtea zile și gândiți-vă într-o viață de om, de fariseu, 52 de săptămâni într-un an, de două ori, gândiți-vă 100 și ceva, pune media 100 de zile de post în fiecare an. În 50 de ani, câte zile de post și toate să fie anulate? De ce? Doar că mă consider eu mai sfânt decât altul? Să-ți anulezi toate dărniciile tale, toate zeciuielile tale, tot ce faci tu, să ți le anulezi? Da, se poate anula, se poate pierde. Totul poate deveni zadarnic, pentru că o faci doar ca să fii ridicat, doar să fii văzut, doar să fii apreciat și poți să pierzi totul. Te înalți și Dumnezeu te smerește. Cât contează moralitatea? Oamenii aceștia erau foarte stricți, erau foarte morali și el spunea, mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari. Cât contează moralitatea? Contează dacă rămâi un om smerit. Contează dacă rămâi un om smerit. Degeaba te abții de la 1001 de lucruri, dar dacă apoi din astea faci un piedestal pe care te ridici și devii mândru, ai pierdut totul, ai anulat totul. Am întâlnit oameni care au spus, eu n-am făcut asta, eu n-am făcut niciodată, eu n-am pus în gura mea, eu n-am făcut asta, eu nu m-am gândit. Dar dacă din asta faci religia ta pe care te ridici și te crezi cel mai bun, ai anulat totul. Domnul Iisus n-a spus că nu e bine să postești, să te rogi, să fii moral, să mergi la biserică. El n-a spus asta, dar a spus, vedeți foarte bine. Păziți-vă ca nu cumva, disprețuindu-i pe alții, să pierdeți totul, să anulați totul. Deci vrem să ne apropiem de încheiere în această zi, să ne medităm la mesajul din seara aceasta și să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea lumina, să ne dea discernământul, de a înțelege care este voia Lui, de a face ceea ce trebuie cu neprihănirea noastră. E bine să fim neprihăniți, dar apoi vezi ce faci cu neprihănirea ta. Fariseii moderni, doar câteva gânduri. Se cred singurii mântuiți. Ați întâlnit oameni care spun, numai noi suntem mântuiți. Așa credeau și farisei. Se cred singurii mântuiți. Pot să vă spun un lucru. Mântuirea este a Domnului. Domnul mântuiește pe cine vrea. El poate să mântuiască, el n-are nevoie de nimic altceva. El în clipa aceea l-a iertat, l-a mântuit pe vameșul acela. El n-are nevoie de ani, el n-are nevoie de artificii, n-are nevoie de ceremonii, n-are nevoie de una, de alta. E adevărat că noi spunem, trebuie una, trebuie alta. Dumnezeu n-are nevoie de nimic. El întotdeauna, când a privit spre un om, i-a spus, du-te acasă, ești mântuit. Că tu te crezi singurul mântuit, că tu pui mântuire doar așa, condiția 1, condiția 2, 3, 10 și așa mai departe, și doar noi suntem mântuiți, e problema noastră.
Fariseii moderni consideră că doar neprihănirea lor este autentică. Doar dacă păstrăm regulile lor, doar așa suntem, doar asta e neprihănire, doar asta e pocăința, cum o gândesc ei și cum o spun ei. Fariseii moderni țin să se vadă meritele lor, să se știe, sunt smerit, dar să se știe, sunt pocăit, dar vreau să se știe. Fariseii moderni au totdeauna o luptă cu păcătoșii, totdeauna au inamici imaginari, totdeauna au de luptat, îi vezi pe unii, noi pe metereze, luptăm să apărăm. Luptă-te să-ți aperi credința din inima. N-ai de luptat împotriva cărnii și sângelui. Și lupta spirituală nu se duce cu armele pe care le foloseau atunci fariseii, cu pietrele. Insultă, jignesc cu nonșalanță chiar în rugăciune. Ca acest om, gândiți-vă că îl insulta pe Vameș înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune, dar el trăia cu impresia că se roagă, el trăia cu impresia că se închină, el trăia cu impresia că apără adevărul și credința. Și așa sunt fariseii moderni, insultă, jignesc, chiar și de la amvon, chiar și din predică, pe alții, uitând că înaintea lui Dumnezeu orice persoană are aceeași valoare. În ochii lui Dumnezeu, orice om, orice suflet de om are aceeași valoare. Înaintea lui Dumnezeu nu se face deosebire. Dumnezeu n-a făcut deosebire între greci și iudei. Dumnezeu nu face deosebire între bărbat și femeie. Dumnezeu nu face deosebire între copil și bătrân. Înaintea lui Dumnezeu, orice suflet are aceeași valoare. Că noi facem diferențe, că noi punem pe categorii, că noi credem că noi suntem mai și alții altfel, e problema noastră. Înaintea lui Dumnezeu nu e așa. Nu se are în vedere fața omului înaintea lui Dumnezeu. Fariseii moderni consideră că trebuie eliminat oricine nu-i ca ei. Așa făceau și ei atunci. Trebuie eliminat, trebuie scos. Idealul lor este ca regulile lor să fie păzite, doar regula, nu omul, nu sufletul, nu mântuirea omului, nu iertarea. Nici măcar nu erau bucuroși fariseii. Când auzeau cuvântul iertate-ți sunt păcatele, îi deranja. Ei nu acceptă ca alții să fie iertați atât de ușor. Când noi ne-am chinuit, când noi am dus zăduful zilei, vine unul care lucrează numai o oră și îl primește aceeași plată ca și noi. Primește iertarea ca și noi. Nu ești drept, Doamne. Cum adică eu o viață întreagă să fiu neprihănit, să fiu sincer, să te urmez pe tine și altul în destrăbălare o viață întreagă și în ultimul an se pocăiește și tu să-l ierți, e treaba lui Dumnezeu, nu e a mea. Dumnezeu mântuiește, Dumnezeu iartă pe cine vrea, când vrea și cum vrea. Datoria mea este să stau înaintea lui Dumnezeu, să-L slujesc cu scumpătate și să umblu smerit cu Dumnezeul meu. Să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Roagă-te, postește, dăruiește, păstrează viața curată, dar nu uita, umblă smerit cu Dumnezeul tău.